Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți Agricultura la raport. În această seară discutăm despre lipsa forței de muncă în agricultură, lipsa forței de muncă specializată, discutăm de asemenea despre poziția fermierilor vis-a-vis -vis de politica agricolă comună după 2020, vorbim de asemenea despre agricultura de precizie, pentru că astăzi la un important hotel de aici din București a avut loc cea de-a doua ediție a Agriculturii de Precizie, un simpozion, o conferință la care noi am fost principalii partenerii media și o să puteți vedea și dumneavoastră imagini de acolo, s-au discutat foarte, foarte multe lucruri interesante pentru fermierii noștri. Discutăm de asemenea despre cotizația profesională, un subiect care a stârnit foarte multe păreri. Vorbim de asemenea despre legea muntelui, vânzarea terenurilor către străini, dar și despre nenorocirea de care s-a lovit un fermier român, din păcate în județul Timiș, numai puțin de 402 capete de ovine au pierit în urma unui atac al animalelor sălbatice. Permiteți-mi să vă fac prezentările și să le mulțumesc domnilor prezenți aici în studio la Agricultura la Raport. Și am să încep cu domnul președinte ProAgro, Emil Dumitru. Bună seara! Bună seara! Mulțumim de invitație! Și eu vă mulțumesc pentru prezență. La salut de asemenea și pe domnul Nicu Vasile, fermier. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Și în un ultimul rând, domnul Arno Pera, președinte APPR. Bună seara! Bună seara Bună și îngăsiți. dumneavoastră! Mă bucur să fim în seara asta aici, la Agricultura, la raport. Telespectatorilor mei le spun că au la dispoziție un număr de telefon 031 405 2800. Acolo pot suna și pot intra în dialog cu invitații mei din studio. Doamnelor și domnilor, vă spuneam un pic mai devreme despre faptul că astăzi a avut loc cea de-a doua ediție a conferinței Agricultura de Precizie, unde toți cei de aici de la masă am participat. Sunt oameni implicați în agricultura românească, au participat unii, cred că pentru a doua oară, nu știu dacă și domnul Vasile a fost tot pentru a doua oară prezent, domnii Arno Peran și Emil Dumitru au fost speakeri cum vi s-a părut conferința și ce a adus nouă ediția de anul ăsta și o să încep cu domnul președinte Proagro, Emil Dumitru. Sigur, ce discutam și în bauză, practic, exemplele din al doilea panel în care fermierii au arătat cum pot să-și gestioneze mai bine și să-și administreze resursele în fermă să devină competitivi, lucrul ăsta este cel mai important. Eu m-am referit mai degrabă la ce înseamnă surse de finanțare pentru ce, pentru agricultură și IT, pentru că eu cred că viitorul agriculturii este clar legat de, legat de modul în care vom ști să investim în tehnologii de vârf, pentru că suntem într-o competiție clară cu, cu toți din Europa și totodată n-am avut timp să-mi exprim un punctul de vedere la conferință pe ce înseamnă decizia publică a politicienilor care vremelnic ocupă o poziție de demnitate publică. Eu cred că nu va trece foarte mult timp până când uh, uh, deciziile publice se vor baza exclusiv sau în mare măsură pe, pe interogarea unor sisteme informatice, să nu mai existe o doză mare de subiectivism al oamenilor politici care, uh, care ocupă aceste funcții publice. Și eu cred că în momentul acela nu o să mai discutăm de politici care au ieșuat într-o direcție sau alta, și România cu siguranță nu o să mai fie. Dependentă de import de produse procesate, și o să avem o balanță comercială pe plus. Asta ar însemna că cei care fac politici publice o să ia decizii pe baza unor interogări de sisteme informatice și nu pe percepții personale. Bun, acum vreau să vă întreb de atât pe dumneavoastră de cât și pe ceilalți doi invitați cât de pregătiți suntem în momentul ăsta pentru agricultură de precizie. Câți dintre dumneavoastră sunt pregătiți și pot face această agricultură de precizie? E o teorie care în momentul ăsta sună frumos dacă stăm să o parcurgem cu atenție. Correct. Domnul Vasile. Da, aș fi lăsat pe domnul președinte, mă care să vă Eu mă simt bine că sunt între doi președinți aici, ca și fermier. Da. mie, cinstit fiind, am participat și anul trecut și anul acesta la această întâlnire un uh, lucru extraordinar, dar mi se pare că punem uh, carul înaintea boilor. De ce spun? Avem lucruri destul de importante. Eu nu spun că această agricultură de precizie nu e importantă și esențială, dar avem o problemă cu forța de muncă, venim, luăm utilaje extraordinar de bune din punct de vedere tehnologic, dar. Uh, nu avem pe cine să urcăm pe aceste utilaje. Aș da lipsa forței de muncă. Bun, de Haideți să ne raportăm la tema asta pentru Ca un moment. Și subiecte au fost interesante, dar sper să aibă finalizare în cadrul fermelor. Deci, în practică, e frumos, discutăm frumos, dar lipsește ceva. Ce lipsește, da. din punctul dumneavoastră de vedere? Vedem și cu, cum spunea și domnul președinte Emil Dumitru, din punct de vedere legislativ, din punct de vedere fiscal. Sunt foarte multe posibilități de a pune în practică toate aceste lucruri. La această întâlnire, ca și speaker, domnul președinte a PPR, spunea că el are în cadrul fermei aceste noutăți, aceste, această agricultură de precizie, dar nu prea poate să le folosească. Nu, domnul președinte? Da, dar cred că de pregătit nu am decis să nu fim pregătiți. Avem ferme foarte moderne, ferme mari. Câți dintre dumneavoastră au fermele astea foarte moderne și performante? Totul mare. Mai mult sau mai puțin. Problema cel mai, mare, enfin, cel mai mare și urgent, că ar fi și bani momentan de a investi în lucrurile astea, deci nu ar fi problem pentru fermele de peste 300-400 de hectare. Nu ar fi o problemă. Problema este... Uh, dumneavoastră când ați să vă dotați ferma, a fost, a pornit de la dumneavoastră sau ați văzut în alte țări, la alți fermieri și de aici v-ați dat seama că puteți fi mult mai eficient? Ați da recurs la... Da, agricultura asta de precizie, da. început cu un DGPS care se montez pe tractor, care costă la vremea respectivă 1500 de euro, care ghidează tractorul. Bun, acum, nu avem că mai toate de... utilajele agricole au astfel de sure GPS. E Ei -da. In nu început la toate, da? ca să nu mai avem oameni cu compas, tot asta, ca să fertilizăm, etc. Deci am început cu, începutul. Dar vă spun încă o dată, deci toate tehnologii care puteți să le găsim în Statele Unite sau în Franța sau în altă parte, le găsim și în România. Problema este a manopere. Nu că nu ar fi, problema sunt oameni care nu sunt pregătiți. -da și am C'est ce problème. Je ne jamais pas si problème à cette Chez nous, nous, nous des technologies à la santé et à Nous avons des professionnels professionnelles. que la copie de carrière venue à la custodie la chèche. copie la la copie de la bac minus 2, bac plus 2, bac plus 4, bac, etc. qui part à pratique très to Nous avons un chèche chez en Roumanien. Deci, când, acum, angajăm un tractorist, în zona mea găsim, începem de la zero. Dacă întrebam că A, este diferența într un motor de 2 timp sau de 4 timp, nu va ști. Bun, ce și atunci ce apare și întrebarea dacă merită să investești în astfel de tehnologii și n-ai oameni pregătiți, pentru că aceste tehnologii sunt destul de scumpe, nu sunt la îndemâna oricui și nu poți implicit să pui pe unul care habar n-are să lucreze pe un uite, utilaj. Nu, nu, avem de ales. Uite, trebuie să facem aici, pasul asta, trebuie să investim în, în tehnologia asta și să încercăm să formăm uite, aici oamenii. Eu, eu, intervin și uh, Vă rog. practic vreau să fac o critică și, și o mea culpa și a noastră a celor din Comitetul de Monitorizare că n-am legat măsura, spre exemplu, de 4-1 de achiziție de utilaje și de o formare profesională, care era absolut necesară pentru ca uh, mecanizatorul respectiv care se urcă pe o combină care este supra-dotată și care are el clar are nevoie de niște cunoștințe de IT ca să poată să piloteze, că nu mai e vorba de... Sunt computere, condus, practic. Sunt computere trebuia dublată această achiziție și de o componentă care nu este foarte mare, dar care am, am fi putut să ajutăm prin uh, mecanismul ăsta și sistemul de educație și de cercetare din România. Să putem să facem o formare profesională continuă, pentru că suntem într-o continuă dotare, cel puțin fermele mari sunt într-o do, continuă dotare, investesc toți banii pe care îi iau și se îndatorează către bani și creditori, tocmai pentru a fi competitivi pe o piață unică europeană, dar resursa umană, nefiind foarte pregătită pentru a putea să piloteze astfel de utilaje, creează mari probleme celor care investesc în Cum vă, vă dau un exemplu, cunosc un fermier care a dat 440.000 de euro pe o combină. O combină de ultimă tehnologie. Vă dați seama că este ju aproape jumătate de milion de euro pe un singur utilaj care este folosit în campania de vară și toamna, uh, deci practic Sezonier. două luni din an. Uh, dacă el are un mecanizator care nu cunoaște toate elementele prin care să poată să piloteze una, o astfel de, de combină, Practic, investiția fermierului, care ar trebui să-i crească randamentele, să se miște foarte repede, să recolteze mai mult, nu face altceva decât să-i compromită și să se să, 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 să ducă într-o zonă de pierdere. De asta spun că eu cred că, într-adevăr, prin Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, RNDR, unde sunt bani alocați acolo și unde am putea să gândim... Să formăm oameni și să-i perfecționăm continuu, pentru că de la an la an apar tot felul de noi tehnologii care pot fi upgradate. Ați văzut că, până și sistemele informatice de la tractoare și de la combine, combine se abgradează mai nou, vin și abgradează sistemul informatic și așa mai departe. De lucrurile astea ne lipsesc. E adevărat și eu recunosc că. Poate nu ne-am gândit suficient de mult când am scris Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, dar cred că nu este târziu nici astăzi să putem să, să putem măcar ca pe perioada de programare pe care am, o mai avem, ce înseamnă formarea continuă să alucăm pentru că nu ne trebuie niște sute de milioane de euro aici, ne trebuie niște bugete pe care să le construim cu atenție și să putem să începem măcar de la anul din 2019 ca această formare continuă profesională să fie o certitudine și nu doar vorbe goale. Bun, da. Până atunci, vă rog, domnul Vasile, v-am văzut că zâmbeați. Vă rog. Da, zâmbeam. Are dreptate în ceea ce spunem. Pot să-i spun și coleg că e infermier în județul Călăraș. Emil, da. discutând ca și fermier. Faptul că facem această pregătire continuu, cineva își va depune CV-ul să participe la aceste cursuri. E destul de greu. Deci am văzut în INSU, vorbeam mai devreme cu domnul președinte, coleg având o suprafață de teren. INSEU spune în felul următor. În 2015 am avut studenții înscriși la licență, la examenul de o licență, 429.500 de studenți. Deci viitori absolvenți sau ingineri. Da. Iar în școlile profesionale nu avem de la intrare până la terminare decât 84.400. Acum mă scuzați, dacă toată lumea e studentă, dacă toată lumea a terminat și îți dovedește că are diploma de inginer, într-o perioadă scurtă, într-un an zile, termină facultatea. E adevărat, a crescut IQ în România, putem, putem discuta mult aici. Cine ar face această pregătire profesională? Bun, dar n-ar fi mai simplu să fie în toate universitățile cu aparatură și cu Uitați utilaje de fac, ultimă oră? Ce fac ce Să facă afeciația... studenții practică pe niște combine, pe niște tractoare performante și să nu mai facă pe vechile U650 sau, mă rog, probabil că lucrurile s-au mai schimbat, dar nu foarte mult peste tot. Uitați-vă la asociația Dacă tot vorbim de faptul de utilaje, că ies da. studenții nepregătiți. Să aducă elevi. Da, am fost fapt. în luna decembrie la liceul Fundulea. Nu știu dacă v-am spus, am avut o discuție mai devreme. Am, am văzut, s-a modernizat liceul, arată foarte bine, e un contrast între institutul Fundulea și liceul Fundulea. Și am vrut să vorbesc. Am vorbit cu doamna directoare și cu directorul adjunct, privind situația, au o problemă cu, cu elevii, cu numărul de elevi. Am făcut aceste în scădere. Datări. E în Am vorbit și cu forul tutelar, în cazul nostru primăria din localitate, spunea, noi e în scădere, s-ar putea, cine știe, să menține numărul de, studen, de elevi, uite, dar nu știu știm uite, cum. Un mecanism, să dăm niște burse. Sunt foarte mulți copii da buni și în mediul rural, să încercăm să luăm din RNDR-ul ăsta, să acordăm niște burse exact. și, e, și deja să, să existe un potențial angajator pe care să-l urmărească pe copilul respectiv pe, pe parcursul e, liceului e, de la Fundulea și să-l ducă după aceea în producție și să, își să, și, să poată să-și asigure resursa umană calificată. Eu am vrut să dau patru burse pentru liceul Fundulea dar inclusiv să vină să facă practică în cadrul fermelor noastre. Adică sunt sigur că toți am fi dorit acest lucru. Am făcut adrese și la Universitatea Agronomică București, la catedre de Mecanizare, mă rog, la Management, etotehnie, pentru a veni să facă studenții practică în fermele noastre. Sincer, n-am primit niciun fel de răspuns. A rămas decât cu adresele și atât. De ce există atâta dezinteres din punctul ăsta de vedere? care da. e explicația pe care vă dați dumneavoastră în momentul de ăsta? Am văzut absolvenți la universități agronomice care vând în supermarketuri. Ce și atunci văzut? de ce mai merge la universitate? Ca să nu. devină nu vânzător? Nu, nu știu, nu. poate să dați altă părere sau există un alt motiv pentru care aleg să facă lucrul ăsta. Este asta. foarte complex. Adică da. orice părinte astăzi vise, să ai copilul cu cravat și un pix și o mașină. Bun, dar e adevărat lucrul ăsta. Dar uh, în momentul în care urmează cursurile astea, când îl duci la universitatea de agronomie, Cam știi la ce te aștepți. Nu poate să iasă de acolo bancher. Sau poate să iasă, da. Nu imediat. Iese agronom sau zootehnic sau eu ce cred că, facultate urmează. Eu cred că n-am făcut foarte multe nici în curicula școlară astfel încât să îi descoperim copilului care sunt aptitudinile lui și să îi le dezvoltăm. Noi facem 1, 8 fix aceleași materii, chiar dacă unul este foarte bun la fizică și altul este foarte bun la științele umane, îi tratăm pe toți în mod egal. Nu încercăm să le potențăm competențele pe care le au. Pe anumite, pe anumite materii, și de aici apare o chestiune în care, sigur, pe de-o parte, s-a împământenit chestiunea asta că în România, dacă ai terminat o facultate, sigur o să ajungi un om mare. Și am, am tratat din toate punctele de vedere la etică tot ce înseamnă meserie și tot ce înseamnă pregătire profesională pe zona asta de specialiști pe o nișă foarte îngustă. Da? Avem, sunt specializări care, chiar dacă sunt muncitori calificați care nu au facultate, câștigă de 5 ori, de 4 ori mai mult decât un om care a terminat facultatea, iar în statele dezvoltate lucrul ăsta nu este o rușine, pur și simplu individul respectiv reușește să-și să ducă un trai decent și să se integreze în societate și este mândru că este, spre exemplu, prelucrător prin așchiere. Bun, sunt foarte multe exemple în țările din vest. Aici domnul Arno Perane poate ajuta cu Lucrul ăsta, să ne explice cum stau treburile într-o țară precum Franța. Eu, din câte am auzit și din câte am discutat cu diverse persoane, în Germania, școlile de meserii sunt la mare căutare. Acolo, după ce uh, reușești să treci de gimnaziu, nu e nicio rușine să urmezi o școală profesională, o școală de meserii și să ai o meserie care e bine plătită decât să fii. Uh, cu studii universitare și să vinzi într-un market. Doamne ferește, nu e o rușine lucrul ăsta. Dar dacă tot te formezi pe o anumită structură, e bine să o continui, este, să mergi cu ea mai este departe. Este clar că este un subiect foarte sensibil. Dar este și de datoria noastră, pe de o parte, să încercăm să ne apropiem de ce înseamnă partea de educație eu, copiii mei, vă mărturisesc că la dirigenție, nu știu ce discută, dar ar fi trebuit să discute de la cum trebuie să învețe să consume un aliment sănătos, să citească o etichetă, să fie încurajat să cumpere produse autohtone, pentru că înseamnă locuri de muncă pentru industria alimentară din România să înțeleagă ce înseamnă, ce înseamnă poluare, ce înseamnă protecția mediului, lucruri de bază, un consum moderat de vin, pentru că astăzi avem, spre exemplu, consumatori în segmentul 25 de ani, 30 de ani, tineri care consumă băuturi spiritoase cu tot felul de energizante, adică avem un comportament total anormal în condițiile în care în Franța, spre exemplu, se face din clasa noua în curicula școlară educație pe ce înseamnă consumul moderat de vin. Asta este o diferență de filozofie și, de, și, și un mod în care uh, înțelege, uh, spre exemplu, uh, Ministerul Educației din Franța să încerce să-și pregătească generațiile viitoare. Aminteți?

Euh, astoz exportam șofer euh, de tir în tot Europa euh, noi euh, asta noi trebuie să fi asta vitorul românesc deci oamenii care noi sunt format asta sunt se format mone deci este foarte foarte urgent și noi așa ușor, deci că noi facem azi mone pentru că trebuie format și profesor am o școală profesională cum o namanya și un pareu dar de la copii până la profesor noi rani men euh, foarte motivat, se fact ceva et que il faire ma mère à disposition alors nous on vient de de près à minutes la 13 optimum. Si nous n'avons pas de Déjà au problème de fond d'être ça nous avec des Nous avec pêche totale ça. Il faut pas de fortes mousse il faut pas de stratégies chez longue.

Deci statul român trebuie să se Bun, dar ar putea exista un parteneriat între dumneavoastră și statul român? Găsită o modalitate de colaborare? Se poate orice, puțin, dar astăzi trebuie, nu mâine. Păi nu, spunea domnul Vasile mai devreme că și-a arătat interesul și a oferit patru burse, nu? Pentru... Putem am mai mult. Câțiva elevi. Împreună cu asociațiile deci, de fermieri, deci nu se Noi pe trebuie să, să vedem, practic, care sunt factorii stimulativi prin care să putem să-i atragem în zona asta de ce înseamnă uh, pilotajul utilajelor agricole? Că nu sunt niște tractoriști, în adevăratul sens al cuvântului, plin de motorină și uh, într-o cabină care nu este insonorizată. E cu aer condiționat, cu, cu totul pe buton, nu trage la rangă, nu se uh, îmbracă într-un combinezon. După care se îmbracă frumos în hainele cu care a venit și pleacă foarte curat acasă, nu trebuie să intervină respectiv mecanic asupra tractorului, ci trebuie să aibă un mecanic de fermă care să-l depaneze în, care, în cazul în care se strică. Și eu mă urc în weekend pe tractor și nu este ceva. Nu cred că nici mașinile, turismele, unele dintre ele nu au funcțiile unor tractoare performante din ziua de astăzi. Și atunci. Ce eu cred că trebuie să vedem și surse de finanțare. Trebuie și, este și de datoria noastră, chiar dacă suntem depășiți și avem nevoie de soluții, s-a stricat și pixul domnului președinte pe dar nu e nicio problemă. Trebuie să vedem cum să stimulăm pe de-o parte și cadrele profesorii, trebuie să stimulăm și elevii să primească niște burse. Avem fonduri europene pe ce înseamnă formare profesională. Și sigur și este de datoria noastră să mergem să spunem oameni buni. Pe exodul ăsta în care ne pleacă 350.000 de oameni în fiecare an din România și în general oamenii care au dobândit competențe profesionale în fiecare an, noi în 10 ani prin faptul că dați ajutoare sociale și încurajați ne munca în România, ăștia care încă plătesc taxe și impozite, că vorbim de fermieri, că vorbim de industria alimentară, că vorbim de cei care sunt până la urmă în economia din România, care plătesc taxe și impozite, o să dispărem pentru că ne vom confrunta din ce în ce mai mult cu resursa umană, cu lipsa forței de muncă. De aici trebuie să plecăm cu, cu logica. Dați-mi voie să le completez pe domnul președinte legat de aceste burse, ce discutam puțin mai devreme. Lucruri care mi s-au întâmplat mie, nu cuiva. M-am dus în preajma sărbătorilor de iarnă la o școală generală și am vrut să dau cadouri pentru premianți, pentru fiecare clasă, primii trei din clasă. Simulați. Da. A venit Moș Nicolae. Nu? a fost de acord directorul școlii. A spus, domnule, dacă ai pentru toți uh, cadouri, bine, dacă nu, nu. Nu, am pentru toți. Dar pentru primii trei am o pungă cu diferite manuale sau ce mai trebuie copilul la școală, iar pentru ceilalți am un elușe. Că nu poți să-i primești pe toți. Trebuie să crezi acea concurență, chiar între elevi, ca să știe pentru ce muncesc, pentru ce învață. Aici e un exemplu. Eu am rămas surprins. Am lăsat acest, această dorință deoparte. Am cedat să Dar, Da, mă rog, asta este partea a doua. Am angajat un domn la 56 de ani pe utilaj. El era obișnuit. De ce? Am angajat tineri, am spus că să am viitor, ei specializez un o jumătate de an, am răbdare cu ei și pe urmă merg 20 de ani în continuare. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. După ce ei au văzut că au învățat puțină măsire, au plecat. Nici măcar nu au spus, domnule, vezi că eu plec săptămâna viitoare. M-am trezit peste noapte că n-au mai venit. Și am Bun, des -un la 56 de ani. Ce s-a întâmplat? Scurt, Un utilaj scurt. cu sistemul acesta digital, el era obișnuit cu tractoarele pe care le aveam noi, a ieșit cu degetul în partea cealaltă. A, a rupt efectiv ecranul, taci-o acela. L a spart. Ce vreau să vă mai spun? urmă vine ca scuză. N-aveți de la cu butoane, cu, cu, manete. Da, educația... Bun, luăm o scurtă pauză comercială și ne reîntoarcem aici la agricultura, la raport, după câteva minute. Discutăm despre cotizația profesională. O să-l rog pe domnul președinte Dumitru să ne explice cum stau lucrurile, cum vede Am văzut, am urmărit cu pro -agro... Interes. emisiunile dumneavoastră și am văzut critici, dar îmi plac critici, criticile dacă sunt constructive, dar am să explică de fapt asociațiile beneficiare care sunt membri. Explicați toate lucrurile astea, lucrurile astea după federal. câteva minute de publicitate.